Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Enelba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Hai, salut băieții mei și fetele mele! Bine v-am găsit la un nou minunat car vlog din Audi A7. Știu că mi-a zis voi în secțiunea de comentarii, electoratele, făi și tu un car vlog din A7. Din păcate trebuie să ascultăm muzică din asta nou în copyright. Știu că e destul de ciudat să auziți din mașină o melodie din asta nou copyright, pentru că nu știu câtă lume ascultă muzică nou copyright în mașină. Adică gen în mașină toată lumea ascultă muzică bună și ce are de ascultat. Dar am zis ca să mai distingem puțin atmosfera. Băi, sunt foarte, foarte fericit pentru că dacă ați văzut vlogul trecut și sper că l-ați văzut, dacă nu l-ați văzut, mergeți să-l vedeți. Am reușit să rezolv sunetul ăla nenorocit de se auzea în portbagaj. Ia auziți. Nu se mai aude nimic. Bine, se mai aud un pic pietrele pe sub roți. Dar în rest nimic. Sunetul din portbagaj, nimic. Deci am reușit să repar. Bine că în afară de ce v-am arătat vouă pe videoclip, eu am mai făcut ceva. În afară de ce v-am arătat vouă pe videoclip, eu am mai pus că Pipoi aparent a uitat să-mi pună la haion, când se închide haionul sau mă rog orice haion de la orice mașină, nu neapărat asta de la A7, are niște tampone așa micuți de, nu știu cum să vă zic, sau două șuruburi și sunt de cauciuc sau ceva pentru când se închide haionul să nu se închidă pe tablă și să se audă urât sau să joace. Și nici aia nu erau pus și am pus și probabil din cauza că i-am pus s-a mai atenuat din sunet, habar nu am, nu știu. Dar ăla oricum făcea ăla micul de era acolo în portbagaj și făcea urât de tot. Mergem să mâncăm și noi ceva, că n-am mai mâncat de mult. E o zi superbă afară, sunt 21 de grade afară. Bine, bate un pic vântul, dacă nu ești atent poți să răcești. Adică sunt 21, dar nu se simte chiar ca 21 de grade. Ia să vedem, vine ăsta cu Fordul, lăsăm să mai stea. Și ai merge noi un pic. Nu mai accelerăm, gata. Oricum n-am accelerat o blăniță, că nu e frumos să mergi cu viteză prea mare prin oraș. Băi, îmi place de mor, băieți. Mai ales acum, deci acum că nu se mai aude sunetul ăla. Nu știu câți dintre voi aveți mașini, nu știu câți dintre voi știți sentimentul ăla când ai văzut, când știi mașina și dintr-o dată auzi un zgomot pe care doar tu l-auzi. Restul participanților sau restul pasagerilor din mașină, prietenilor tăi, nu-l aud, numai tu l-auzi. Dar tu, pentru că nu-l auzeai până atunci, ți se pare atât de dubios și atât de ciudat, e ceva de genul era cu asta. Bine că o auzeau și ceilalți, dar mie chiar îmi făcea în cap, pentru că eu o auzeam mai rău, pentru că știam că se aude, știam cum ar veni, unde să ascult și efectiv îmi stătea pe creier, efectiv. Uite, mamă, dar nu sunt, mamă, deci parcă merg cu altă mașină, parcă merge mașina mai frumos fără sunetul ăla și nu, și vorbesc la modul cel mai serios. Adică nu știu dacă e în capul meu sau ceva, dar da. Asta trece, mă? Cu coana asta, băi, să-mi bag picioarele, băi, sunt unii pietoni care nu știi cum să reacționezi la ei, gen. Voia să treacă, dar ăla nu știu de unde a ieșit, că ăla cu Opelul, că nu l-am văzut, că m-am cam băgat aiurea în fața lui, dar nu l-am văzut, nu știu de unde a ieșit. Deci v-am zis, deci deja parcă e altă mașină și vorbesc la modul și mai serios, parcă acum mi-e mult mai drag să o conduc. Parcă înainte zici că se rupea, frate, deci când dădeam în grup zici că se rupea, zici că era căruță, dă-o mama ei. Da, nu știu și nu știu de ce nu erau prinse alea în portbagaj, dar mă rog, în fine. Uite, ăsta din față are mâna scoasă pe trapă, bagă mâna înăuntru, be! Cu Seatul. Asta ce muzică e, mă, mâncațiuș? Eu sunt așa, băieții mei. Tot NCS? Super Hero de la NCS? Au, Necozila. Ia, lasă-mi pe asta, mă. Așa, ăla-mi face cu mâna sau doar face așa din mână? Ăsta din față face așa din mână. Mamă, băieți, voi n-aveți idee cum se simte volanul ăsta în mână. Deci e genial. Mamă, ce frumos se vede mașina în mașina asta din față. Nu e foarte curată, dar se reflectă puțin. Bum. Mamă, ce mi-e pace, băieți. Și e și liber orașul, că e duminică. E foarte mișto. Foarte, foarte mișto. Deci îmi place de mor, nu știu să vă mai zic altceva. Momentan n-am mai făcut nimic la mașină. Urmează să facem mai multe lucruri, urmează să facem un soft, urmează să facem, să schimbăm brațele. Trebuie să schimb brațele pentru că nu-mi plac mie. Mi se pare că, adică sunt câteva dintre ele care bat, trebuie să schimb, după cum v-am mai zis, discurile de frână de pe față, ce mai probabil și plăcuțele, dacă schimb discurile. Trebuie să pun o conductă la compresorul de AC, pentru că n-am o conductă acolo, nu știu cum a dispărut și ce s-a întâmplat cu ea.
Până acum n-am simțit nevoia de a, că a fost fric, dar acum am simțit nevoia de a. Mașinuța a început cât de cât să se mai murdărească pe interior. Nu am făcut niciodată curată în ea de când am luat-o de la Ștefan și surprinzător s-a menținut destul de bine. Adică nu am ce să comentez. Dar da, chiar îmi place. Deci acum pot spune că îmi place. Singurul lucru, plafonul ăsta care e așa albicios și nu prea mă încântă pe mine. Și ăștia vreau să le îmbrac, să le fac negru lucios. Piano black, negru lucios. Cam, de fapt, piano black și negru lucios e cam tot aia în mare parte, pentru că piano black colantul nu e ca piano black de fabrică, știți ce zic? Piano black de fabrică e mult mai lucios, așa, mult mai sticlos, dacă pot să-i zic așa, știi? Ua, așa mai pace, mamă, stai un pic aici, trebuie să ne grăbim un pic, pentru că la semafoarele din față se face roșu de repede și dacă se face roșu mai stai încă 2 minute cel puțin. Ia să vedem dacă luăm. Hai că cred că luăm pe asta, de data asta. Opa, așa. Sigur că da. Acum frână că dăm în gropile ăștia de aici de... Au, iau-ți brațul, băga mea și picioarele în el de braț. Dar știi ce e dubios? E dubios că brațul e pe față stânga. Adică, gen, în mod normal, brațele se duc pe dreapta, pentru că acolo sunt mai multe gropi și mergi cum ar veni înspre bordura, acolo se și formează, să zic așa, mai multe gropi. Dar acum mie mi se aude mai rău la pe stânga. Bine, oricum o să schimb toate brațele de pe față, cel puțin cele mari, o să le schimb pe absolut toate și cel mai probabil o să schimb și capetele de bară. Că nici alea parcă, să zic eu, că nu-mi plac așa bieletele și tot ce mai e pe acolo. Să vedem cum găsesc, cât costă și ce fac. Pentru că dacă nu costă foarte mult, deși știu că o să coste relativ destul de mult, o să le schimb pe toate. Ca să fiu sigur că nu mai există probleme după aceea. Să nu mai avem probleme. Una 5, dar din ce an o fi? E drăguțel. Nu știu, dar... Mașinile cele noi, Audi-urile noi, să le zic așa, adică gen, uite, de exemplu, cum e A5-ul ăsta din față. Băi frate, cum era și A8-ul pe care l-am condus ăla din 2020. Băi frate, dacă nu are pachet de... Deci dacă nu are... Hai mă, ce faci? Ia, ce mă, te-ai speriat de poliție? Doamne, ce faci, mă? Așa, deci dacă nu are pachet de S, să zic așa, pachet de S-Line, bă, iertați-mă, dar sunt urâțele. Deci pe bune, par mici, nu par așa agresive, nu știu. Așa 8-ul ăla din 2020, dacă nu avea pachetul de S-Line, era urâțel de lung colo. Dar așa ați văzut diferența dintre ele. Așa și cu astea. Arată mult, mult mai bine cu pachetul de S, mult mai bine. Deci, sincer, dacă tot vrei o mașină din asta mai nouă și cum ar veni, vrei totuși să pui câteva opțiuni pe ea, pune-i, frate, pachetul de S-Line, adică pe bune, chiar pune-i, pentru că e diferența enormă. Parcă la ăștia mai vechiuțe și la ăștia era, dar parcă mai era cum mai era, dar la alea noi să-mi bat piciorul. Parcă le lipsește ceva, parcă sunt știrbe, așa, nu știu să vă explic, fără pachetul de S. Asta vorbim de Audi. De BMW-uri nu mă bag, nu mă pricep atât de bine. Bine, nici la Audi nu pot să zic că mă pricep atât de bine, n-am mai văzut și eu. Bine, oricum, e normal că, na, fiecare pachet, ori de M, ori de S, ori de RS, ori de ce-o mai fi, arată mai bine cu el decât fără el, că asta, na, e logic, dar, na. Mamă, ce-mi place, mamă, ce-mi place, mamă, ce-mi place. Ia să vedem dacă avem loc de parcare. Dacă nu avem, băgăm în față. Ia să vedem dacă avem în față. Opa, așa. Dacă nu avem în față, trebuie să dăm cu spatele până aici. Aha.